Bună dimineața, prieteni! O dimineață de primăvară, puțin răcoare, dar martie întotdeauna așa este, aici la o cafeluță, aici ca de obicei, prieteni, în parcul Metropoliei, așa cum am făcut de din 2012, 2014, 2016, 2018, până în ziua de azi, prieteni, bineînțeles că aici în parcul Metropoliei veneam cu părinții mei când eram mic. Acum am mare vii și mă plimb singur și îmi beau o cafeluță și mă plimb pentru că este super frumos, prieteni. După cum văd eu, se face curățenie. De fapt, se face curățenie în parc. Aici e super frumos, îmi place. Îmi place parcul, îmi plăcea parcul pe stil vechi, dar și parcul pe stil nou, cel care e parcul cum arată în ziua de astăzi. Super frumos, prieteni. S-aude zgomotul de la o drujbă care taie crângile copacilor uscați. E bine că taie, pentru că în momentul când bate vântul, îți mai pică câte o cracă de-aia uscată în cap, așa că oamenii își fac treaba. Eu îmi fac treaba, beau o cafeluță, ca de obicei, ui la porumbei. Adică, cu alte cuvinte, prieteni, ia uitați, porumbei, ce frumos îmi sunt învățați cu oamenii. Adică, prieteni, eu, parcul și cafeaua mea, prieteni, pentru că este super frumos, prieteni. E o primăvară minunată, o să înceapă să înflorească pomii, beau și o gură de cafeluță. E frumos, prieteni. E bunicică și ploaia, prieteni. E chiar bună și ploaia. E super plăcut afară, aici ca de obicei, unde îmi place mie mult de tot să-mi beau cafeluța, aici unde era magazinul Lumea Copiilor, lângă hotel Dâmbovița, unde am stat mereu aici. Aici pe vremuri, dacă vă aduceți aminte, cred că pe la jumătate pe acolo, în incinta acestui bloc, unde erau magazinele Lumea Copiilor, bineînțeles că erau magazine și sus și jos, sus găseai îmbrăcăminte și încălțăminte, toată partea de sus și de jos, de jos și de sus, așa ce găseai, îmbrăcăminte și încălțăminte, tot felul de articole de copii, de adulți, de damă. Aici jos, dacă mă ajută minte, era un magazin mare, muzica, îi spunea, era cu ferestrele alea mari și cu instrumentele alea la geam. Acolo mă duceam mereu și îmi cumpăram doza aia pentru pick-up, acolo care puneai pe disc, pe placa aia s-a scurs teatre, muzică, basme, dacă vă mai aduceți aminte, prieteni. E super plăcut, prieteni, super frumos astăzi, îmi place. Curând vor înflori și pomii toți copacii acești minunați, în care eu toată vara, dimineața, la între 8:30 și 9, aici vin și beau cafeaua și ascult sunetul apei din acele fântâni, pentru că să știți că parcul e mic, dar este super, super frumos, prieteni. Da, prieteni, mă duc la locul meu preferat, unde îmi place, v-am arătat că înainte am să vă arăt unde. Înainte, prieteni, stăteam și beam cafeaua acolo, pe prima bancă, sau a doua. Bineînțeles că erau băncile mai rare. Iar acum, prieteni, când vin și beau cafeaua vara, îmi place aici. Și mai îmi place acolo, în spatele hotelului Dumulțea, parculețul ăla mic. Cafeaua întotdeauna îmi beau ori pe banca aceasta de aici, ori pe banca aceasta de lângă copac, lângă acest copac. Îmi place zona asta. Super frumos, prieteni.
ca frizerent, îmi place să vin să beau cafeaua mereu, din locul meu preferat, prieteni.